ci din ce în ce tot mai mulți români trăiesc doar o bucurie de sezon și atât. Toată atmosfera asta a sărbătorii e întreținută de ceea ce se vede cu ochiul liber și dă-le momentele alea încărcate de sărbătoare și de atmosferă extraordinară, pentru că, din păcate, generația în care noi trăim trăiește sub o păcăleală continuă care e din ce în ce tot mai profundă. Oamenii care cântă despre nașterea Mântuitorului, oamenii care colindă, oamenii care merg din casă în casă, oamenii care spun că Iisus Hristos a născut, sunt din ce în ce tot mai păcăliți de sfredelin și de amărel. Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură, dragii mei, și în această seară vă voi citi un adevăr al Bibliei care rămâne în picioare peste toate generațiile. Un adevăr care n-a putut să fie contrazis și combătut. Un adevăr care mai produce entuziasm în inimile oamenilor și care trebuie să rămână în viețile noastre până la final. Isaia, capitolul 9, cu versetul 6. Chiar dacă la un moment dat pe aici a mai fost spus acest verset, mi-am propus să-l recitesc alături de dumneavoastră și haideți cu multă, multă, multă atenție să privim la acest cuvânt al Bibliei și la acest adevăr profund care spune așa: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii, glorificat să fie în numele Lui. Oare dacă nu vă cer prea mult, aș dori să îl spunem împreună, din toată inima, să-l exprimăm împreună acest verset și acest adevăr profund în această seară, aici la Arad, să vadă cerul și să cunoască iadul că oamenii lui Dumnezeu au puterea să exprime adevărul Bibliei. Și haideți împreună din toată inima să zicem încă o dată acest cuvânt al Domnului: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, mă simt bucuros ca în această seară să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Și după momentele binecuvântate și înălțătoare în care am putut să cântăm și să ascultăm aceste colinde minunate, așa cum vă spuneam mai devreme, cred din toată inima că Dumnezeu și prin cuvântul Evangheliei ne poate vorbi. Totodată, cred că niciunul dintre cei care sunteți aici nu sunteți la voia întâmplării. Și spun asta nu ca un început de predică, și o spun din toată inima, conștient de ceea ce am exprimat. Toți cei care sunteți aici, chiar dacă poate ați venit din motive diferite, niciunul nu suntem la voia întâmplării. Un Dumnezeu atât de bine organizat și atât de bine așezat a știut că în seara aceasta, aici, în biserică, la Micalaca, vor fi oameni care vor cânta și vor asculta colinde, iar mai apoi vor sta în fața câtorva adevăruri profunde ale vremurilor și ale generației noastre. Totodată, Biblia rămâne în picioare și un cuvânt al Domnului spune că Dumnezeu satură după dorință. Și oriunde Dumnezeu găsește dorință, e credincios și drept să vină să o sature. Pe partea cealaltă, la un moment dat, aici se va da o luptă puternică
între cele două puteri, a lui Dumnezeu și ale diavolului. La finalul predicii mele, dumneavoastră vă veți putea răspunde în dreptul dumneavoastră cine a câștigat. Și tot amintesc eu de o carte interesantă, Sfaturile unui diavol bătrân pentru un diavol mai tânăr, când la un moment dat pe ăla bătrân îl cheamă Sfredelin și pe ăla mai tânăr Amărel, și Sfredelin îl învață pe Amărel cum să-i păcălească pe oameni. Și le spui, spune așa, în multele corespondențe de acolo, la un moment dat zice Amărel, ăsta e mai bătrân Sfredelin, e versat, e trecut prin viață, știe multe. Îi spune, auzi, lasă-i pe oameni să se roage, să se roage, pune-l, zice, pe pacientul tău să se roage pentru soacră sa, nu-i nicio problemă. După ce se roagă, și acum rugăciunea pentru soacre, cei mai mulți le fac așa, cu gura închisă. Dar la un moment dat, ce după ce se roagă, nu-i corect, după ce se roagă și lasă-l să zică tot, să exprime, să spună, să se zbată în rugăciune, să ceară pentru ea cele mai frumoase binecuvântări. Că atunci când se va ridica de pe genunchi, se va simți foarte spiritual. Iar mai apoi, în următoarele minute, fă-l să se certe cu nevastă sa. I-ai stricat toată rugăciunea aia super spirituală. Zice, lasă-i pe pacienții tăi să se ducă la biserică. Nu-i nicio problemă, lasă-i să se ducă. Să se simtă foarte spiritual că se duc la biserică. Să nu lipsească niciodată, să fie foarte bisericos, să fie acolo, la biserică, să nu întârzie. Adu-i aminte că atunci când se face ora de final, lui sună un ceas care trebuie să-l facă să iasă. Nu-l ține chiar până la final. Bă, când s-a făcut 8 fix, anunță-l că el trebuie să plece acasă. Totodată, în timp ce stă acolo, ia-i mintea, gândurile, amestecă-ile, duile în altă parte, dar el lasă-l să se simtă spiritual că a fost la biserică, că a stat 2 ore pe scaunul bisericii, pleacă acasă și în inima lui va crede ce creștin bun sunt eu, că în felul ăsta îl păcălești ca să meargă pe un drum greșit, crezând că merge în direcția bună. Dragii mei, Sfredelin și Amărel, să nu cumva să credeți că și-au luat concediu, sunt și în generația asta, sunt și în vremea asta și se luptă, să îi păcălească pe oameni în fiecare zi. Asta e lupta pe care diavolul o dă în fiecare moment al vieții, să-l păcălească pe om, să-l prostească pe om, să-i deturneze la om direcția frumoasă. Pentru că și în perimetrul acesta al sărbătorii, generația noastră trăiește tot într-o astfel de luptă, pentru că se dă o bătălie extrem de puternică ca oamenii să fie păcăliți că perioada asta a sărbătorii și că Crăciunul, dacă vreți, nașterea lui Iisus Hristos, e despre beculețe, e despre cozonac, e despre voie bună și despre întâlniri de familii. Că e despre atmosfera aia de prietenie, de relaxare, de un mini-concediu, că toată atmosfera asta a sărbătorii e întreținută de ceea ce se vede cu ochiul liber și dă-le momentele alea încărcate de sărbătoare și de atmosferă extraordinară, așa, cam de pe la 15 decembrie încolo, până în 1-2 ianuarie, pentru că, din păcate, generația în care noi trăim trăiește sub o păcăleală continuă care e din ce în ce tot mai profundă. Oameni care cântă despre nașterea Mântuitorului, oamenii care colindă, oamenii care merg din casă în casă, oamenii care spun că Iisus Hristos a născut, sunt din ce în ce tot mai păcăliți de Sfredelin și de Amărel, că, de fapt, asta e doar o atmosferă de sezon, că asta e doar o bucurie de sezon, că așa trebuie să fie, că așa trebuie să faci, că asta e, că într-o zi se termină și cu sărbătorile astea. Și din păcate, când omul se lasă păcălit sub atmosfera asta, bucuria pe care am putut-o simți în această seară, prin cântările și colindele frumoase exprimate, ține foarte, foarte puțin. Și din ce în ce tot mai mulți români trăiesc doar o bucurie de sezon și atât. Ați mai văzut români bucuroși de la sine?
Bă, de ce ești așa bucuros? Nu știu, dar-s bucuros. Pentru că noi români întotdeauna avem nevoie de o motivație, avem nevoie de ceva care să întrețină, ceva palpabil, plauzibil, ceva de care să ne agățăm într-un mod extraordinar. Și e adevărat că starea omului, bucuria, parcă e mai accentuată, starea omului se schimbă în perioada asta și m-am întrebat de ce. Și singurul meu răspuns a fost doar că sunt mai multe luminițe. Doar că e mai mult cozonac ca de obicei pe masă. Doar că mai e un fel în plus, că doar e sărbătoare. Și mi-am dat seama că diavolul îi păcălește pe oameni și ia privirea de la adevăratul motiv al sărbătorii. Chiar dacă noi ne învârtim în perimetrul ăsta, Iisus Hristos a născut, cântăm, colinde, facem, dregem, trageți o linie în 1-2 ianuarie și veți vedea că în mințile și în inimile multora se diminuează toată atmosfera asta plină de bucurie, se diminuează, începe să se simtă din ce în ce în tot mai puțin și la un moment dat e legitim să ne întrebăm de ce. Numai trebuie să fim sinceri. Multă bucurie. Perioada asta a început deja bucuria, colindele, sărbătorile, oamenii se întâlnesc, becurile s-au aprins în centrele orașelor, dita mai brazii s-au împodobit, tot orașul e super luminat, toată lumea vorbește de liniște, de pauză, de concediu și parcă se creează o atmosferă extraordinară care, din păcate, de cele mai multe ori, pierde adevărul central, care e de fapt motivul solid al bucuriei unui om, iar când ai parte de adevărul central, de Iisus Hristos Domnul, această bucurie nu e de sezon, nu ține doar cât îți luminițele aprinse, nu ține doar cât îi cozonacul pe masă, nu ține doar cât e atmosfera asta de sărbătoare, și ține în fiecare zi a vieții. Pentru că în momentul în care te agăți de adevărul central al sărbătorii și nu doar de atmosfera sărbătorii, oamenii pot și trebuie să trăiască plin de bucuria asta, încărcată de un entuziasm extraordinar că Iisus Hristos a născut în lumea noastră și asta să se vadă și în ianuarie, și în februarie, și în august, și în septembrie în 2024, să trăiesc sub vibrația asta specială că în lumea asta noastră, oamenilor de rând limitată și finită, a coborât Iisus Hristos Domnul între noi oamenii, să rămână cu noi, în noi și lângă noi, glorificat să-i fie numele. Păcăleala pe care diavolul vrea să o aducă prin tot ce... Ia, numai hai să fiți sinceri. Atunci când te-a pus să pui și tu ceva prin casă, mai cu roșu, mai nu știu ce, crenguțe de brad, mai pui ceva, bă, parcă se produce așa o atmosferă extraordinară, mai dai drumul la colinde și mai auzi clopoței, mai auzi zrângănind ceva, bă, parcă se schimbă starea omului. E, gândiți, dar fiți doar sinceri. În ianuarie, la început, când începi să iei toate decorațiunile alea, și că dai în depresie. Bă, m-am întâlnit la un moment dat cu cineva, era la începutul anului și când am ajuns acasă, nevastă s-a bosumflată, eu zic, bă, nu, cred că n-am nimerit bine, v-aș certa, ce s-a întâmplat cu voi? Zis, nu, îi într-o supărare maximă că trebuie să schimbe decorul din casă. Și eu mă duc și zic, dar ce cu te? Eu zic, nu mai pot, nu știu, n-aș schimba decorul ăsta, numai că mă fac de râs. Trebuie să-l schimb, că nu l-a schimbat, ăsta produce entuziasm în mine, serios. Pentru că generația noastră, din păcate, trăiește cu o bucurie întreținută de lucruri care trec. Întreținută de lucruri care își pierd valoarea. Deseori odată cu întrebuințarea lor. Dar, dragii mei, vreau să vă spun în seara asta și să notați, când sărbătorile trec, când atmosfera asta trece, când beculețele se sting, când cozonacul se gată, când rămâi tot la meniul zilei și nu mai mănânci 3 feluri de mâncare, când rămâi singur și nu mai ești toți pe lângă tine acasă și nu-i casa plină, când la un moment dat atmosfera asta care produce o oarecare bucurie trece, adevărul lui Dumnezeu rămâne glorificat să fie Domnul. Iar bucuria persistă când omul se ține strâns legat nu de o atmosferă de sezon, și când omul se ține strâns legat de adevărul central al Bibliei și al lui Dumnezeu, care rămâne până în veșnicie, și pentru asta vreau să zic alături de dumneavoastră, încă o dată glorificat să fie Domnul pentru asta.
O, adevărul central nu ține doar cât țin beculețele. Adevărul central al lui Dumnezeu cu privire la momentul ăsta al întrupării lui Iisus Hristos nu ține doar cât e cozonacul. Adevărul central nu ține doar cât ninge afară. Adevărul lui Dumnezeu nu ține doar cât oamenii sunt împreună la oaltă. Adevărul central al lui Dumnezeu și al Bibliei ține până în veșnicia Marelui Stăpân. Glorie lui pentru asta. Și acum o să fac un apel un pic la răbdarea dumneavoastră, să o luăm pas cu pas, la final trageți o linie. Hai să vă spun primul adevăr pe care dumneavoastră îl cunoașteți, dar vreau să vi-l reamintesc. Când beculețele se sting, când tot ce v-am spus eu până acum se duce, să nu uitați, adevărul următor rămâne în picioare. Iisus Hristos este regele. Să rămâne în picioare. Când trebuie să duci toată împodobirea aia care ai pus-o în casă și la un moment dat parcă te ia așa o nostalgie din aia a sărbătorilor, bă, o melancolie, n-aș vrea să nu uiți adevărul care îți va produce bucurie în inimă, e ăsta, Iisus Hristos rămâne un rege. Și în momentul în care acest rege se naște în inima unui om și de s-ar stinge toate beculețele din lumea asta, și dacă, așa cum zice Habacuc, boii n-ar mai fi în graj, și dacă pământul nu și-ar mai da roadele, și dacă n-ai mai conduce mașina care o conduci, și dacă n-ai mai avea colindător pe la ușa ta, în inima ta vibrează o bucurie extraordinară, pentru că Iisus Hristos este regele. Și vine Biblia și spune, îl vor numi minunat sfetnic, dar face acolo o remarcă extraordinară și domnia va fi pe umerii lui. Și în momentul în care lași pe Iisus Hristos, regele, să se nască în inima ta. El vine cu tot ceea ce aduce un rege. Vine cu gloria lui, vine cu splendoarea lui, vine cu liniștea lui, vine cu atmosfera aia extraordinară, în care parcă n-ai vrea să se mai termine niciodată. Să nu uitați adevărul central, când parcă totul se epuizează, ceea ce ar întreține falsa bucurie de moment. Că Iisus Hristos este un rege. Și acest Hristos care e un rege, noi putem să ne închinăm lui și să-i spunem, tu ești Dumnezeul nostru. Și în momentul în care parcă totul se stinge în viață, când acest Iisus Hristos se naște în inima ta și nu-l ții doar ca pe o legendă de sezon și îl iei regele inimii tale, poți să te pui acolo când parcă totul e în beznă, când se stinge tot și să spui, tu regele divin, care nu pierzi niciodată, mai privește și spre mine și mai aprinde becul divin și în dreptul ființei mele. Și vei vedea cum ceea ce e pe cale să dispară, numită bucurie, începe din nou să prindă esență. Pentru că, dragii mei, adevărul ăsta, diavolul vrea să-l înnăbușe în tot felul de forme. Iisus Hristos este un rege. Meditați la asta, subliniați asta în minte. Iisus Hristos este regele, glorie lui. Cine n-ar vrea să stea pe lângă un rege? Cine n-ar vrea să stea pe lângă un demnitar? Cine n-ar vrea să stea pe lângă cineva care, la un cuvânt, lucrurile care aparent nu sunt, iau ființă? Nu e orice fel de rege. E regele Universului, e regele acestei lumi, e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, despre care noi și dumneavoastră în seara asta ați cântat. E regele care poate să-ți împodobească viața și casa. E regele care poate să aprindă lumina divină în interiorul ființei tale. E regele care te cunoaște foarte, foarte, foarte bine. E un Dumnezeu superb și glorios, care e atât de bucuros să coboare lângă oameni și să se ocupe de ei și în vremea asta într-un mod extraordinar. Iisus Hristos rămâne un rege, da. Măreția și splendoarea acestui Dumnezeu mare deseori e înăbușită doar de o emoție de sezon. De-aia și bucuria ține cam tot atât. Un al doilea adevăr pe care vreau să vi-l spun e următorul. Atunci când acest rege a venit în lume, s-a dat o luptă cumplită ca el să nu poată veni. Cohortele străine s-au zbătut din răzputeri ca acest rege să nu-și facă apariția între noi oamenii. Și la un moment dat, Maria se ducea și bătea din casă în casă și Sfredelin cu amărele spunea la ăia, închide-i ușa.
Bă, dar e o femeie însărcinată, nu contează, trântește-i ușa în față. Și se dădea o luptă extrem de puternică. La un moment dat se tulbură toată cetatea, Irod o ia pur și simplu razna și dă un ordin atât de crunt, să omoare prunci și moare prunc după prunc. Adevărul este că s-a dat o luptă cumplită ca acest rege să nu vină. Să nu cumva să credeți că lupta asta s-a finalizat. În dreptul inimilor dumneavoastră și în dreptul inimii mele se dă aceeași luptă ca acest rege să nu se mai nască în viețile oamenilor. Și se merge pe aceeași metodă, închide-i ușa în față. Bă, nu trebuie să-l bași tu în seamă, nu tu trebuie să-i deschizi ușa, lasă-l în pace, că are cine să-i deschidă ușa. Bă, dar e un rege, nu contează, închide-i ușa. Pe ori veni la un moment dat magii și au zis, am călătorit ani de zile, că i-am văzut steaua, oastea ceriască, cântă în câmpia Betleemului. Imaginați-vă corul de îngeri care cântă într-un mod superb în câmpia Betleemului. Păstorii ăia își lasă turmele acolo, magii își lasă treburile lor și o iau la drum. Se duc în palatul împăratului și îi spun, uite, s-a născut un rege, i-am văzut steaua. Se dădea o veste extraordinară, vine un rege pe pământul ăsta, veți avea parte de beneficii ficiile lui într-un mod extraordinar. Haideți să-l primim cum se cuvine. Serios? Dimpotrivă, cetatea se tulbură împreună cu Irod, se dă o poruncă cruntă sub melodia armonioasă al oastei cerești. Ăsta stătea tulburat, frământat de sfredelin și amărel, dacă vreți. Bă, trezește-te și tu la realitate. A venit un rege. Și-o zis, dar nu mă interesează. Atmosfera asta e extrem de impregnată în generația noastră. S-a născut un rege. Și acest rege mai vrea să se nască și în inima ta. Mai vrea să se nască și în viața ta. E un rege, are toate beneficiile unui rege. Are toate calitățile unui rege extraordinar. Niciun alt rege nu se poate compara cu regele ăsta. Și cu toate astea, oamenii pierd bătălia și au parte doar de o bucurie de sezon, pentru că îi trântesc ușa în față marelui rege și mai strigă Dumnezeu an de an, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și intră regele în viața ta și intră regele în casa ta și intră regele în sentimentele tale și intră regele în inima ta aia franjur și sfărmată de frică și de durere și spune, vreau să intru și unde intră regele, toate astea pălesc. Pentru că vine regele cu tot ceea ce poate să aducă un rege. Și aceeași luptă s-a dat și atunci, se dă și acum, ca la acest rege ușa să-i se închidă în față. N-avem loc, n-avem loc. Pe cum să ai loc dacă mintea ta e numai la legenda de sezon din mințile unora? Cum să ai loc dacă mintea ta e doar la, permiteți-mi acum într-un mod parafrazat, la beculețe? Cum să ai loc dacă mintea ta e la lucrurile care atrag doar privirea, frumoase, ne bucurăm de ele foarte bine, dar care rămâi doar la atât și nu te uiți la profunzimea, la esența sărbătorii, să te uiți la profunzimea sărbătorii, pentru că sărbătorile se termină, dar adevărul rămâne. Adevărul e că Iisus Hristos este un rege. Adevărul e că s-a dat o luptă și se mai dă ca acest rege să nu se nască în inimile oamenilor. Acum ascultați alte trei adevăruri extrem de interesante și pentru mine pline de entuziasm. La un moment dat mă confrunt cu întrebarea, domnule pastor, dumneavoastră ce simțiți când vă gândiți la nașterea Mântuitorului? Ce simțiți? Și trebuie să răspund ce simt când mă gândesc la nașterea Mântuitorului. Și am zis, hai să-mi fac o analiză foarte profundă ca să spun de adevăratele ce simt. Mă uit în inima mea. Imaginați-vă că mi-am luat-o după masă, m-am așezat într-un fotoliu și preț de câteva ore am stat și am meditat. Eu ce simt când mă gândesc la nașterea Mântuitorului? Mi-am luat de la din copilăria mea. De când recitam poezii la poemul copiilor în biserică,
De când mergeam la grupa, la școala duminicală și acolo surorile ne învățau, de când am crescut mai mare și cu tineri, mergeam la colindă, de când o trebuit să aduc mesaje despre nașterea Mântuitorului, le-am luat toate și am zis, bă, ok, eu ce simt atunci când mă gândesc la nașterea Mântuitorului? Inima mea a început să se umple de bucurie și ascultați-mă, în perioada asta, dacă niciun oraș n-ar împodobi nimic, dacă totul ar fi în beznă, dacă s-ar lua curentul la nivel mondial și ne-ar pune cineva să facem Crăciunul pe beznă, inima mea ar fi la fel de plină de bucurie. Dacă n-am mai avea trei feluri de mâncare și am mâncat sandwich-uri în ziua de Crăciun, pentru mine ar fi la fel de multă bucurie pentru faptul că acest rege a putut să se nască în inima mea, am putut să câștig, dacă vreți, bătălia cu mine însumi și să-i spun, eu trebuie să-i deschid ușa la acest rege, eu trebuie să-i deschid inima la acest rege, eu trebuie să las să intre, să câștige divinitatea și Dumnezeu însuși, să nu câștige partea cealaltă, să las pe Hristos să se nască în inima mea, să fiu un fiu de rege, să trăiesc ca și un fiu de rege, să-l simt pe acest rege extraordinar. Am putut câștiga prin harul lui Dumnezeu bătălia cu mine însumi, am călcat pe mine însumi și, dacă vreți, într-un termen mai scriptural, mi-am răstignit firea ca să-i zic, tu stai undeva la locul tău, pentru că sufletul ăsta trebuie dat marelui rege care l-a inventat și l-a pus în ființa asta umană. Și la un moment dat am stat și m-am gândit, am zis, mamă, ce simțeminte extrem de frumoase! Pentru că în momentul în care nu înțelegi că Iisus Hristos e un rege, nu te vei lupta să-L lasă să se nască în inima ta. Și în momentul în care nu te vei lupta să se nască în inima ta, El nu va fi doar afară, ci va fi doar într-o bucurie simplă și scurtă de sezon. Dar în momentul în care înțelegi că Iisus Hristos e un rege, merită să ai un rege cu tine. Merită să stai sub autoritatea unui astfel de rege, să se nască în inima ta. Și când Hristos se naște în inima unui om, ascultați ce sentimente poate să simtă și să trăiască un om. Primul, sentimentul următor care te face să strigi din toată inima, fie că e pe lumini multe sau mai puține, mă simt salvat. Ați mai văzut oameni care își exprimă salvarea cu tot ce sunt ei? Care au curajul să strige, mă simt salvat, mă simt eliberat? Ascultați ce zice Biblia. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Pentru că atunci când regele se naște în inima unui om, pune sentimentul ăsta al salvării. Mântuitor înseamnă un salvator. Astăzi în cetatea lui David spuneau oastea cerească, voi păstorilor care stați aici, notați! Vi s-a născut un salvator. Când au auzit ăștia de salvator, au zis, bă, oile noastre rămân aici și noi mergem să-l vedem pe salvatorul. Eu când mă gândesc la nașterea Mântuitorului, când știu că și Hristos a născut în inima mea, îl simt, vibrează atmosfera asta divină a lui Dumnezeu, indiferent de vremurile în care noi trăim, am o bucurie extraordinară pentru că acest Hristos pune în mine și spune așa, Alin, tu ești un om salvat. Și vin oamenii și vine diavolul și vine, permiteți-mi cu începutul meu, Sfredelin și Amărel și toți prietenii lor, să spună, bă, tu ești un terminat, viața ta nu mai merge bine, viața ta o să se blocheze într-o zi. Și când de fapt eu mă uit și mă uit în sus și spun, Doamne, de fapt e total invers, în inima mea e un rege, e un rege care n-a putut fi oprit de cohortele străine, un rege care n-a putut fi omorât de Irod, un rege care n-a putut fi oprit de oamenii care trânteau ușa în fața Mariei. Un rege care a străbătut văzduhul să vină între noi. Oh, diavolul îmi zice că eu sunt terminat, dar tu vii și pui în inima mea sentimentul salvării. Alin, ascultă-l pe regele divin. Când Hristos se naște în inima unui om, Dumnezeu aduce salvare, glorie lui Dumnezeu. Oamenii cântă colinde. Hai să vă dau un exemplu. S-a născut Iisus. Bă, cântați toți de bucurie. Până la un moment dat zici, bă, tași că le iasă. Oamenii ăia, în a căror inimă nu s-a născut regele, se duc acasă. Își exprimă lipsa de salvare. Își adună pruncii, ia, oameni titrați, în dulapuri cu multe diplome. Oameni cu școală, oameni de la care ai pretenții, ai spune. Își adună pruncii și le spune, după ce au cântat colinde. Și mai poartă câte o discuție ceva de genul, amărâți de ei. Noi am dus-o cum am dus-o, mă.
Că asta-i, dar ăștia nici pensie nu o să mai prindă. Amărâți de... Bă, ce-o mai fi cu generațiile care vin? Bă, ăștia o să fie terminați, o să fie terorizați. Bă, și stau ăștia micii care au cântat lângă părinții lor, cântați toți de bucurie că a venit regele, că a venit salvatorul, și aude pe dărâmații ăștia, care vin și spun, bă, nu o să mai fie, totul e dezastru. Serios? Știți de ce? Datorită faptului că bucuria colindului e doar de sezon și datorită faptului că acest rege nu s-a născut în inima oamenilor ca să mai pună acel sentiment al salvării. Știți ce mult face în viață să ai sentimentul ăsta al salvării? Știți ce mult face în viață să ai sentimentul ăsta și siguranța asta și sentimentul ăsta că Iisus Hristos nu te lasă? De-a locuri am mai spus-o, poate unii ați auzit asta, dar scot în evidență un aspect. La un moment dat, Carina noastră cade dintr-o mansardă, rămâne inconștientă, ajungem cu ea la spital, la județean, la Timișoara, de urgență. După vreo, era deja două noaptea, după vreo câteva minute bune, o jumătate de oră, poate, dintr-o dată aud forfotă, o targă care merge așa alert cimentul ăla, doi medici care împingeau de targă, Andreea care vinea în spatele târgii și plângea de numai, o altă soră, doctor medic de la noi din biserică care era cu noi și ea vine la mine și îmi spune, Alin, e foarte grav. Ce e așa de grav? Carina are un cheac de sânge lângă ficat și medicii spun că e pasibilă de hemoragie internă și că trebuie să o mutăm de urgență la alt spital, că altfel lucrurile iau razna. E grav, e foarte grav, nu știu ce va fi, dar sperăm că va fi bine, sperăm că va fi bine. Nu imaginați-vă ce s-a întețit în inima mea, serios. Mă gândeam deja la cei mai rău. În disperarea mea de tată m-am pus pe genunchi lângă ghereta paznicului, o gheretă de termopan. Băieții erau în mașină, Mateo cu Darin dormeau în mașină, era două noapte, m-am pus pe genunchi lângă ghereta aia, mi-am aplecat capul și am zis, Doamne, Tu ești regele divin, ești Dumnezeul care mă vezi și mă cunoști, pot să mai salvez și știu asta. În momentul următor, simt o mână pe spate, care face așa. Nu vă pot exprima ce sentiment m-a cuprins. Ar fi putut să-mi zică oricine atunci, bă, Carina moare, nu l-aș fi crezut. Simțeam o salvare extraordinară, îl simțeam pe Hristos Domnul care mi-a ascultat rugăciunea. Și o mână caldă îmi făcea așa pe spate, preț de câteva momente și după o tăcere spune, Domnule, vă simțiți bine? Era paznicul de la spital. M-a ridicat și l-am văzut, o, tu ești. M-am urcat în mașină și am plecat după ambulanță. Știți ce m-am gândit până la următorul spital? Dacă o mână de om a putut să aducă în mine acel sentiment, o să fie bine. Mâna lui Dumnezeu care coboară în viața oamenilor, în a căror inimă e Hristos născut, e rege, tronează, e pe tron, e suveranul. Oare mâna lui Dumnezeu, zice Biblia, e cumva prea scurtă? Nu. Și în momentul în care acest Hristos tronează în inima și în viața ta, ascultă-mă bine, indiferent de momentul vieții, te poți simți salvat. Adevărul e că Domnul a venit să aducă salvarea. Ei, diavolul vrea să năbușe adevărul ăsta. Ascultați un alt adevăr. Eu când mă gândesc la nașterea Mântuitorului și știu că acest rege s-a născut în inima mea, e acolo, pe lângă faptul că mă simt salvat, mă simt în siguranță. Dar și dacă n-am avea becuri pe afară și dacă n-am avea nu știu câte feluri de mâncare, eu tot în siguranță m-aș simți. Uitați-vă că iasă cineva cu câte un breaking news și spune că nu mai există bani de pensii și veți vedea toți pensionarii din Arad sau o bună parte dintre ei jucând șah într-un parc de aici și povestind. Ai auzit, bă, ce au zis ăștia? Dar mă așteptam eu la asta. Oricum așteptam. Și la un moment dat îi vezi foarte stresați, nu mai cumpără două pâini acasă, măcar că au bani în buzunar, dar stresați, zice, bă, mai ținem bani pentru vremuri grele, cumpărăm numai una, pentru că oamenii nu se mai simt în siguranță.
Dar când Hristos se naște în viața și în inima unui om, acel om se simte în siguranță. Ascultați ce zice Biblia. Cuvântul Domnului spune așa: Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Păi dacă Dumnezeu este cu mine, dacă Dumnezeu e Cel care merge pas la pas cu viața mea, dacă Dumnezeu e Cel care deține controlul vieții mele, ce ziceți dumneavoastră? Ar trebui să nu mă simt în siguranță că e Dumnezeu cu mine? Dacă copiii dumneavoastră merg mână în mână cu dumneavoastră și vă țin mână în mână, credeți că le e frică de ceva? Nu! În momentul în care Hristos se naște în inima unui om, câștigi bătălia asta cu tine însuși și lași pe regele universului să se așeze pe tronul inimii tale, să vină în inima ta, să se nască, să crească, să-și impună regatul în inima ta, să se vadă mai apoi prin trăirea ta că tu ești fiu de rege, că ești fică de rege, că trăiești sub regatul divin al lui Dumnezeu și viața are labirintele ei ciudate și complicate. La un moment dat să te simți atât de bine și în siguranță, să spui Dumnezeu e cu mine indiferent de ce ar fi. Bă, eu tot dau un exemplu, la un moment dat despre Petru. Petru stat în închisoare, îmi place exemplul ăsta, îl iubesc, permiteți-mi să vi-l exprim și permite și imaginației mele. Petru la un moment dat stă în închisoare, la un moment dat zice Biblia că un înger al Domnului îl ghiontește pe Petru, îi dă un cod la Petru. Imaginați-vă momentul, Petru în lanțuri și vine îngerul Domnului, îi dă un cod la Petru, Petre, hai! Bă, cine ești tu? Bă, te apucă frica când apare o astfel de făptură la tine în toiul nopții, un înger, poate care nu a văzut până atunci niciodată. Cine ești tu? Bă, eu sunt trimisul lui Dumnezeu, sunt solul marelui rege, am venit de aici să te scot afară, hai! Bă, ascultă-mă, deja nu mă mai simt în siguranță, e complicat. Pentru faptul că dacă pică lanțurile de pe mâinile mele, la un moment dat se vor ridica ăștia, se vor ridica și o să mă bată, e foarte complicat. Nu prea e ok, ascultă-mă bine, lasă-mă aici. Și la un moment dat îngerul îi spune, mă, tu înțelegi că unde coboară Dumnezeu, omul trebuie să se simtă în siguranță, chiar dacă nu mai deține omul controlul. Când controlul lui Petru stătea liniștit până dimineață, cu lanțurile pe mâini, spunea-i totul impecabil. Bă, Petru, înțelegi că dacă unde coboară Dumnezeu, tu chiar dacă nu mai deții controlul, poți să te simți în siguranță? Imaginați-vă momentul, bă, te rog eu să nu cadă lanțurile, poc, cad lanțurile. Petru, dintr-o dată stresat, că nu se mai simțea în siguranță, se uită la soldații aia, nu s-au trezit. Mi-am imaginat pe înger, Petre, tu nu înțelegi că unde coboară Dumnezeu, omul se poate simți în siguranță, chiar dacă îi se pare lui că e complicat? Auzi ce zice Biblia, se ia Petru după înger, mi l-am imaginat eu tiptil, fără să se simtă tare în siguranță, la un moment dat se duce și zice Biblia că ajung la cea de-a doua strajă, alți soldați, permiteți imaginația mele, îngerule, ăștia m-au bătut mai tare ca aia dinainte. Nu mă lasă să mă întorc înapoi să-mi pun lanțurile pe mâini? Să stau și o relaxat până dimineață? Pentru că ăștia m-au bătut rău. Ăștia nu au zis, poftiți, domnul Petru, haideți un pic până închisoare. Ăștia m-au bătut bine și m-au băgat. Bă, te rog eu, mi l-am imaginat pe înger. Petre, poți să te simți în siguranță? Aici e regele universului, m-a trimis pe mine ca să-ți arate că Dumnezeul ăsta mare născut în viața ta, pe care tu-l trăiești și-l iubești, te poate ține pe ale sale brațe, indiferent de ce ar aduce vremurile. Hai, Petre, numai după mine. A ajuns Petru în fața ușii de fier. Aici a fost surpriza mare. No, îngerule, cum deschizi tu ușa asta de fier să nu se audă? Zbor de unde ai venit și eu rămân singur să-mi par bătaia. Că tu zbori, eu rămân, mă bat ăștia, cum se deschide ușa asta? Cum? Eu am crescut într-un bloc comunist, construit de Ceaușescu, până să apară termopanele, una dintre cele mai interesante invenții ale planetei Terra, pentru ăștia care le place liniștea, aveam ușa aia de metal groasă, care când zdrângănea odată la parter, bă, te trezea din toate somnurile tale. Aveam o stimată vecină la parter, care noi ca și copii stăteam la etajul 4, intram în scară, ne striga mama, Alin, păi nu mai stăteam, intram în scară, era arcul ăla gros, mi-l aduc și acum aminte, care trăgea ușa aia și trântea tare. Dar cine se mai gândea că să trântește ușa? Eu intram în scară, când ajungeam pe la etajul 1, mi-aduceam aminte, bă, ușa, bongănea dintr-o dată. Noi acceleram, biturbo, până sus. N-apucam să ajungem la etajul 2, că ieșea vecina. Care sunteți, mă? Cam așa a fost copilăria mea.
Imaginați-vă-l pe Pietru, cam tot o ușă din aia care zdrângănea de fier. Nu era de termopan. O zis, nouă îngerile, cum facem? Mi l-am imaginat pe înger. Petre, unde coboară Dumnezeu, omul se poate simți în siguranță. Privește. Și zice Biblia așa, ușa de fier s-a deschis fără de ajutorul vreunei mâini omenești. O tot spun eu, Petre, cam așa se vor deschide ușile de la OMV în viitor. Uite, ți-arăt un pic din viitor. Știi ce a zis Petru când a ieșit afară? Cu adevărat acum cunosc ce fel de Dumnezeu măreț am. Dar cum să nu te simți în siguranță lângă un astfel de Dumnezeu? Cum? Pentru că atunci când îl lasă să se nască în inima și în viața ta, când te lupți cu tine însuși și deschizi ușa inimii, te vei putea simți salvat, te vei putea simți în siguranță și ascultați-mă bine în ultimul rând, când Hristos se naște în inima unui om, pe acel om îl cuprinde pacea. Pacea. Sentiment pierdut. Noi suntem niște români, eu iubesc neamul românesc, aș cânta Deșteaptă-te Române în fiecare zi. Nu o spun așa cu supărare pe neamul românesc, dar am durerea inimii mele. Românii au devenit niște actori atât de impecabili, cu frici, cu temeri, cu zdruncinări în interiorul vieții lor, dar care joacă o piesă de teatru numită pace. Cum ești? Bine. Serios? Da, îți bine. Când de fapt adevărata pace nu e acolo, adevărata pace nu se simte, adevărata pace nu se vede, nu e impregnată. Dar când se naște Hristos, adevărata pace își pune amprenta. Mă cuprinde pacea. Știți care au fost vorbele îngerului către Maria? Nu te teme. Știți ce mult face să auzi asta din partea lui Dumnezeu în fiecare zi? Știu, Sfredelin și Amărel nu vor asta. Ca tu să n-auzi asta. Să vină Hristos și să spună cel născut în inima ta, în momentele complicate ale vieții, nu te teme. Mai am o variantă. O să ți-o arăt. Pot. Nu s-au epuizat variantele lui Dumnezeu. Are întotdeauna doar variante câștigătoare pentru cei care merg pe mâna lui Dumnezeu. Pot! Și stai în fața ușii care nu se mai deschide. Și stai în fața bolii care nu mai capătă vindecare. Și stai în fața stresului și stai în fața certurilor din casă. Și vii și spui, nu mai pot în interiorul tău. Dar la alții le spui, îți bine. Și uite așa te chinui vreo 44 de ani. Îi mai crezi și pe alții pe lângă tine și ăia crezi chinuiți. Dar în momentul în care Hristos se naște în inima unui om, pe acel om îl cuprinde pacea, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, mintea omului nu o poate cuprinde. Vă puteți imagina oameni la care medicii spun metastază, bă, meri în pământ în 6 săptămâni. Și ăla se uită în sus și zice, mai am un Dumnezeu mare? Eram într-o țară din Occident și la un moment dat am dormit la cineva acasă și a zis, frate Alin, mai e un frate care doarme la noi o noapte, mâine noi plecăm la lucru și te lăsăm cu el dimineață, împărțiți voi dimineața, povestiți. Păi și mă tot gândeam, ce o să povestesc eu cu un om mai în vârstă? A, da, bun, ai de pensie, de vremuri grele, de vedem noi. Ei, Dumnezeu îmi dădea o lecție. Acel bătrânel zice, vrei să ne plimbăm un pic prin afară? Da. Ieșim și ne punem la o cafenea, ne așezăm jos, comandăm 2 cafele și zice, vezi, în urmă cu 4 ani sau 5 ani de zile, nu mai rețin, eram tot la cafeneaua asta când copiii mă sună și îmi spun, tati, vin eu acasă că au venit rezultatele de la oncologie. Și rezultatele de la oncologie arată groaznice, vin acasă, să nu mor prin țări străine, că repatrierea e scumpă, hai acasă. Îl lua bilet, l-a dus acasă și bărbatul ăsta, un om în a cărui inimă era născut Iisus Hristos, o zis, m-am dus acasă, eram galben. Copiii deja îi vedeam forfătă, se pregăteau, tati moare, medicii au dat un pronostic sumbru, 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 sumbru de tot. O zis, m-am dus la biserică. M-am pus în colțul bisericii, într-o seară de rugăciune și am zis, Doamne,
eu știu că tu mă mai poți salva. Eu nu știu ce simt ăștia de pe lângă mine, eu mă simt în siguranță că te am pe tine. Fie că mă mai ții pe malul ăsta, fie că mă treci pe malul celălalt. Dar, Doamne, pentru ei, fă cumva să-i cuprindă pacea. Auzi, ce te rog frumos. Spunea el, era o toamnă târzie atunci. Mă lași, te rog frumos, până la primăvară? Mă lași, te rog frumos, în viață până la primăvară? Te rog eu, zis el, până la primăvară. Mai stau și eu cu nepoții. Mă lași? Dacă mă lași mai mult, tu ești mare. Dar fă-i pe ăștia să-i cuprindă pacea. Din colțul ăla la alt, glasul lui Dumnezeu prin glas profetic, că este un alt adevăr, Dumnezeu mai vorbește. Strigă Dumnezeu prin glas profetic, ascultă bărbatul în a cărui inimă m-am născut, trăiesc, ești al meu, nu te îngrijora, că de astăzi încolo vei mai vedea multe, multe primăveri. Și le vei spune și altora, plin de pace, că Dumnezeul tău există. Și-mi povestea acest bătrânel, frate, alinea 4-a, 5-a primăvară, uite ce frumoasă e primăvara, zice. Uite, Dumnezeu mi-a mai dat o primăvară. Dar cum să nu fii plin de pace cu un astfel de Dumnezeu? Cum? Cum? Cred că cel mai greu și mai groaznic sentiment e acela în care omul vibrează și nu mai are soluție. Permiteți-mi, am vrut să închei, dar totuși vă mai zic ceva. Am zis-o des, i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, nu mai spun asta, numai Tu când dai direcție clară, poate cuiva prinde bine. Și cu siguranță în seara asta cuiva prinde bine. În toamna anului trecut mă întorceam din Spania și Dumnezeu îmi dădea o lecție în avion. Doamne, nu m-aș fi așteptat la ceea ce a urmat atunci când m-am urcat în avion, eram stresat doar că trebuie să ajung. Să aterizăm la Cluj la două noaptea și apoi să ajung dimineața la satul mare, duminică dimineața. În avion, o mamă, un tată și un copilaș a creat toată atmosfera. Un copilaș la vreo 4 anișori, blond, cu ochi albaștri, cu un ten curat. O mamă extrem de veselă, care își lua copilul în brațe, îl pupa, îl ciufulea, îi dădea bomboane. Bă, câtă ciocolată o mânca pruncul ăla! Cât cola au putut să bea pruncul ăla. I-o dat de toate, lui iubea, îl ținea în brațe, îl pupa, îl ciufulea, îi zâmbea non-stop. O zâmbi mama aia 3 ore jumate cât a fost zborul non-stop. La ora 2, când trebuia să aterizăm la Cluj, l-auzim pe comandant care ne spune, datorită ceții prea dense, din păcate nu putem să aterizăm și trebuie să mai așteptăm în aer până când vom lua o decizie. La scurte momente ne vorbește stewardeza, așa cum a spus domnul comandant, cel mai probabil ne vor redirecționa către Sibiu. E o rugăciune a mea, Doamne, fă să aterizăm la Cluj. La un moment dat, copilașul ăla adoarme și mama asta îl întinde pe acel copilaș pe taică-so, care stătea la geam și dintr-o dată mama asta începe să plângă. Oameni buni, dragii mei, frați și surori, ascultați-mă. Răgnete, știți ce înseamnă răgnete? Urlete? S-au dus oamenii la mama asta, s-au dus acolo lângă ea, s-au dus la scaunul ei și au zis, Doamnă, cu ce vă putem ajuta? De ce plângeți așa? Ce s-a întâmplat? Care-i situația? Și femeia asta îi respingea pe toți, plecați, plecați, plecați. Bă, dar răgnea, era la un moment dat deranjant, omenește vorbind, bă, era deranjant. Niște răgnete, niște urlete, un plânset atât de isteric. Bă, ce s-a întâmplat? O transformare atât de radicală dintr-o dată de la mama aia plină de veselie. Că eu m-am gândit dacă așa ar fi arătat toate mamele, ce lume frumoasă am avea. La un moment dat vine stewardeza din capătul cabinei. Stimată doamnă, jobul meu e să am grijă de dumneavoastră. De ce plângeți așa de tare? Și insistă, că și pe stewardeză o respins-o, dar insistă stewardeza, ăsta e jobul meu, zice. Se ridică femeia asta în picioare, o femeie la vreo 41 pic de ani, se ridică în picioare, pe un ton agresiv, dar cu respect. Tot pe un ton ridicat, dar cu respect. Îi spune acestei stewardeze, vreau doar să mă lăsați în pace. Dar, Doamne, eu trebuie să am grijă de dumneavoastră, vreau pace, mă înțelegi că vreau pace!
Și stewardesa insistă: Doamne, eu trebuie să vă am grijă de dumneavoastră. Stimată domnișoară, zice femeia asta, sunt așa pentru că un cancer agresiv mă bagă în pământ în fiecare zi. Și mă uit la copilul ăsta care în scurtă vreme va rămâne fără mamă. N-aveți ce să-mi faceți. Lăsați-mă măcar în pace să-mi plâng disperarea, că nu mă mai poate salva nimeni. Fiecare zi o zi plină de nesiguranță. Oricând pot să plec din lumea asta. Și-o da baticul jos. O femeie complecheală, fără sprâncene. Stewardesa a început să plângă mai tare ca ea. S-a întors către noi în avion și a zis: oameni buni, ce, îi cineva în avionul ăsta care îmi poate liniști inima într-un fel? Nu există, a zis ea. Nu sunteți. Lăsați-mă măcar să plâng. Stewardesa a început să plângă mai tare ca ea. A luat-o în brațe, a ținut-o strâns, iar femeia în brațele stewardesei s-a liniștit. O așezat-o jos, iar la scurte momente avionul nostru a atins pista. Ne-a pus deja în centuri, că m-aș fi ridicat să stau de vorbă cu femeia asta, dar n-am mai putut, că nu ne-a mai lăsat. Am zis: las că stau de vorbă cu ea la final. Dacă diavolul tot timpul vrea să strice bucuria, când am aterizat pista, un copil a strigat: Sibiu! I-am zis: nu, Doamne, că eu te-am rugat la Cluj. Har Domnului că a fost Cluj. Am zis: stau de vorbă cu ea la final. N-am putut, pentru că toți i-au dat ei loc să iasă prima din avion, toți au lăsat-o pe ea să iasă prima. Eu eram un pic mai în spate, am văzut-o undeva la pașapoarte, acolo la control, printre primele persoane. Când eu am ieșit din aeroport, n-am mai văzut-o. Tot drumul de la Cluj la satul mare l-am întrebat pe Dumnezeu: ce ai vrut să mă înveți? Că dacă aș fi putut să stau de vorbă, chiar înțelegeam, vreau să-i transmit ceva. Tot drumul l-am întrebat: ce ai vrut să mă înveți? Știți care a fost glasul lui Dumnezeu care răsuna în inima mea, Alin? Când Hristos e Domn, pacea tronează. Sentimentul salvării în mijlocul valurilor rămâne. Te simți în siguranță chiar dacă barca vieții tale e lovită din toate părțile. Te poți uita în sus și poți să spui: Dumnezeul meu e mare. Când Hristos nu e Domn în inimă, găsești două mâini umane care te cuprind. Da, ca și ale stewardesei. Dar care îți dau pace doar o scurtă bucată de vreme. Iar mai apoi te lasă. Dar când Hristos se naște în inima unui om și El e regele, două brațe divine și atotputernice, îl țin pe om până la final și când bat valurile, când se sting beculețele, când nu mai e pe masă ce-a fost, vine acel sentiment: Alin, rămâi în siguranță, Dumnezeul tău nu pierde niciodată. Și acest Dumnezeu e prezent și în seara asta aici la Micalac. Și vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Privind către acest Dumnezeu mare, privind către acest Dumnezeu glorios, privind către acest Dumnezeu care vă cunoaște și ne cunoaște într-un mod aparte, vreau să vă dau ocazia fiecăruia dintre dumneavoastră să-i spuneți cu ale dumneavoastră cuvinte: Doamne, vreau să te naști în inima mea. Iar bucuria din viața mea să nu fie de sezon, să fie o bucurie eternă, cu un rege puternic în viața mea, să mă simt salvat în fiecare zi, să mă simt în siguranță, să fiu plin de pace indiferent de ce ar aduce vremurile, să mă pot uita în sus și să spun: Tată, mă mai asculți? Și să ai parte de acea intervenție extraordinară, sunt lângă tine, nu te las. Da, diavolul vrea să te împiedice să-L lași pe Hristos să se nască în inima ta. Da, a făcut-o de la început. O face și în generația asta. Luptă-te cu tine însuți și spune-i în această seară: Doamne, îți deschid inima vieții mele, îți deschid ușile vieții mele, îți deschid inima și te rog ca Tu să te naști și să fii suveran în viața mea, în inima mea și în tot ceea ce sunt eu. Hristos e gata să-ți asculte rugăciunea.
Haideți să intrăm cu toții în rugăciune.